Dragi colegi, începem lucrările de astăzi cu ordinea de zi pe care dumneavoastră o aveți în față. Și dau cuvântul doamnei președinte, doamnei președinte de ședință, să conducă lucrările acestei ședințe de Consiliu. Toată lumea n-are mască, numai eu cu mască. Nu mai sunt? Nu mai sunt. Veniți-i pregăsiți. Bă, ai nici. Dacă au toți în jurul dumneavoastră, nu-i problemă. Da. Lăsați-l. Mulțumesc. Cel de mult, cei din urmă. Cum e domnul Roman? Domnul Roman, și cei din urmă? Cei din urmă. Da, și cei din urmă. Nu, 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 vorbeam de cei din urmă. Uite-o frumos un pic cu ordinea de zi. Uita. Nu. Luați-o pe asta. E bine așa, asta e. Declar deschis ședințele, ședința de astăzi a Consiliului Local Himeiuș prin votarea procesului verbal de la ședința deci anterioară. Procesele verbale de pe 23 iunie. Un pic să ne ascultăm. 20 mai. A fost extraordinar. Da, nu, 20 mai e ordinar, dar da. Sunt două, mai este și aia din da, 25. Da, pe 25 o să fie în următoarea ședință, pe 23 și 20. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Ședința de astăzi are ordinea de zi, un punct în plus, am văzut, avem 10 punct de ordinea de zi, plus diverse. Haideți să începem cu primul proiect de hotărâre privind nu, păi da, avem 10. Da. Avem 10. Mai avem rezultatul controlului acela de la PSI. Da. Da? Și da. Domnul Povălaș trebuie să ne prezinte. Deci, pe primul punct în ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii, înlocuirii și modernizării sistemului de supraveghere video cu achiziționarea unui număr de 14 camere cu infraroșu și a unui număr de 4 camere analogice, plus extinderea cu 1,3 km a fibrei optice în vederea extinderii acestui sistem de supraveghere video. Dau cuvântul domnului primar să ne prezinte. Da, subsemnatul. Având în vedere raportul compartimentului de poliție locală, prin care se aduce la cunoștință necesitatea achiziționării unor număr de camere de luat vederi, înlocuirea camerelor de supraveghere ASE, extinderea fibrei optice pe care pe o distanță de 1,3 km, precum montarea unor camere noi și schimbarea media convertoarelor ASE. Având în vedere că această măsură este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Primăriei Comunei Himeiuș, județul Bacău, propun ca în ședința Consiliului Local să se aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentă. Și aici avem devizul care cred că l-a studiat la ședințele pe comisii și în materialele pe care le-a primit, cu suma și cu toate celelalte componente care... Și ce nu reiese, n-am găsit eu acolo studiind materialele. Deci am văzut că 25.000 de lei ar fi manopera, da. Vreo 30.000 de lei aparatele, da. Camerele și așa. Și spunem noi aici că extindem cu 1,3 km. În ce direcție? În ce parte? Cum? În ce parte? A dumneavoastră. Se completează la Biserica Sfinții Împărați, pentru că nu avem supraveghere video pe gunoi și pe
obiectivul care este biserica și la fântânele groapa de gunoi și partea cealaltă care este rezervorul de apă de la marginea traseului celălalt. Da, că asta am vrut să vă întreb, că era oportun să montăm niște camere în zonele acestea unde se depozitează gunoi fără permisiune, fără... Da, ideea este că la primărie a fost acum, nu știu, aveam data exact proces verbal, o supraalimentare cu energie. S-au ars niște media convectoare din primărie, lămpi din primărie, etc. Păi așa zice doamna de la poliția locală, că datorită supraîncărcării, fluctuațiilor de curent, da, eu așa am studiat materialele. Da, m-am dat aproape 700 de euro. Da? Dacă faci dare la Ion, ți le repare Ion. Nu pot, nu există darea ta. Nu există. Eu am făcut, eu am primit adresa oficială. Ai făcut cumva adresa? Da, am făcut adresa. Nu există în 10 zile dacă ai făcut, ți le-au reparat de Ion. Dar nu ai trimis oficial ceva, eu am trimis oficial și m-am făcut. Trebuie să dovedești că au fost desuși din cauza... Da, și dacă eu am anunțat, am avut câteva reclamații făcute și au venit și m-am făcut. Am avut convorbire telefonică cu ei, da, care... Da, îmi dă număr de registrare, îmi dă număr de registrare, al doilea, când tot s-a întrerupt, după aia au venit și zice, da, în 10 zile faci sesizarea... Eu am avut cu direi blocate și azi, tot așa, până la dar știți cum ai fost odată când venim... Da, dar regula e de curând, nu-i așa? Nu. Dar regula nu-i de curând asta cu sesizarea del gazului? Scrie în contractul ăla de mărunt, așa scrie chestia asta. În 10 zile trebuie sesizarea. Nu, eu am înțeles că în primul rând extindem, deci asta e... Dar faptul că se extindem nu mai fac față nici central aia, sau cum se cheamă în termenii... Nu, trebuie schimbate... Da, faptul că s-a extins, ea a fost construită, implementată pe un număr de camere la data, de camere care, după care am venit noi cu extindere în mandatul trecut de 8 km fibră optică, acum mai venim încă cu 1,3, mai venim cu suplimentare de camere și în situația asta nu mai face față server. Deci, important este că avem 55, cu aproximație 55.000 de lei. Firma care a făcut devizul este Sece New Tech Corporation. Deja avem contract cu ea sau urmează? Nu, urmează. Dumneavoastră ați cerut un deviz estimativ? Un deviz pentru ședință, bineînțeles. Întâi aprobăm, dacă se aprobă, cum se fac contractul ei, dacă nu se aprobă ședință, eu ce fac? Eu pot să le dau banii? Păi nu, deja era cu prețuri, de asta e oferta de preț. E oferta de preț. Ca să aprobăm și indicatorii tehnici economici, ca să nu mai fac de două ori o dată aprobare. Acord de principiu, după care... Bun, și aceasta se face cu achiziție publică sau cu încredințare? E cu sumă, cum e suma? Achiziție publică prin încredințare directă. Directă. Deci suma este sub plafonul pentru licitație, am înțeles. Deci, cine este dumneavoastră, domnul? Ia spuneți. S-a stabilit materiale greutate pe tonă și ore pentru manoperă. Pentru că executantul are interes dacă e ore pe manoperă. Devizele, așa se fac devizele pe categorii. Eu am întrebat, nu știu. Da, la anumite lucruri se pun orele. Deci la manoperă, la transport, să pun kilometri sau greutate, tone, la ore, de exemplu, la buldo, la săpătură se mai pun. Deci depinde cum este articolul definit în catalogul de devize. Da, și eu m-am uitat la deviz. Recunosc că și eu am verificat devizul ca și dumneavoastră. Nu-mi dau seama, e mult, e puțin. Am văzut trecute cele 14 camere, am mai văzut... Dumnealor știu acolo, dar eu cred că lucrările acestea le urmărește cineva de la achiziție, adică sper. Dar o să mai reiau, dacă probabil, să se găsă fiecare punct în parte și totul se vine cu un acolo. Dacă am văzut devize separate, adică am văzut materiale și manoperă separat, două oferte. Bine, dumneavoastră, e normal că v-ați făcut acolo o socoteală, ca să știți cât... Deci aici ai în jur de 55.000 de... Da, domnul Roșca, spuneți. Ce aș propune eu? Sumele sunt de pe piață, asta este, pot crește sau scădea. Camerele să fie de bună calitate. Că noi știm în decursul anilor, s-au montat tot felul de camere care nu dau randament. Deci cât ai apropia
tot nu vezi număr de mașini. Și decât să luăm camere, să avem camere la număr, mai puține și de calitate, să ne putem folosi de ele. Și ca o comentarie, dacă puteți luați mare majoritate din dumneavoastră, erați în Consiliul Local, de fiecare dată când am mai făcut cât un proiect pentru modernizarea iluminatului public, am stipulat acolo, în intersecții, să avem nu o lampă sau două, să avem 3-4 lămpi și acolo puterea lămpii să fie mult mai mare, tot în ideea de a putea vedea cât mai bine cu exactitate și ajuta camera. Mai sunt și probleme pentru că fiind ploaie sau fiind, eu știu, într-un anumit unghi, se mai întâmplă să nu se, să nu se vadă. Dar având camera, preluând-o pe cealaltă cameră de la intersecția următoare, rar s-a întâmplat să nu depistăm mașina. No, și aici mai este o explicație. Vis-a-vis de discuția asta am discutat mult pe temă respectiv. Noi mai depindem și de un proiect de coexistență cu EON-ul, de unde le alimentăm, pentru că trebuie alimentate de pe stâlpii EON-ului. Adică nu pot să o pun eu. Ca să vedem exact numărul la camerele de valoare asta, oricâți megapixel ar avea și orice ar fi, nu o să vad un număr de mașină în noapte, din cauza reflexiei numărului. O cameră care anulează reflexia numărului și așa, e în jur de 8.000 de lei numai camera. Plus DVR special și plus alte. Adică ne-am duce la niște costuri fantastice ca să văd un număr de mașină în noaptea și nici nu e sigur că dacă intru un unghi care reflectă altfel lumina, nu îl vede perfect. Dar este un început, completăm sistemul care îl avem. Dacă o să fim sănătoși și bugetul o să ne permită, în 4-5 intersecții mari și importante, pe parcursul anilor, poate o să reușim să facem și performanța asta. Dar deocamdată nu început, stăm, avem elementele de bază. Probabil cele că au și termenul de garanție. Și ne uităm dacă expiră termenul de garanție și dacă cele locuite se mai poate face ceva. Asta nimic nu aruncăm. Da. Am văzut că costă în jur de 800 de lei o cameră, dacă mi-amintesc eu bine, da, față de 8.000, cât ați zis dumneavoastră. Dar faptul că le puneți pe stâlpii EON-ului, poate reușim să facem o discuție cu dumnealor cu niște protecții la suprapresiune. Mai ales că domnul Pascu zice bine ce zice, că am auzit și eu discuțiile astea că dumnealor și-ar trebui făcut o adresă, domnule, le punem pe stâlpii voștri, dar decât să ni le despăgubiți, nu mai bine facem niște protecții acolo, nu știu, între zic și eu, îmi dau și eu cu părerea. Pe fiecare stâlp un stabilizator de tensiune, la fiecare cameră. Ceea ce eu nu niciodată nu o să fac acest lucru. De-abia ne-au acceptat camerele care au 300 de grame. Da. Pentru că inițial ne-au cerut studii de coexistență, știți ce înseamnă studii de coexistență. Ne punea să îndreptăm stâlpi și să... 6 stâlpi care se îndrept la EON, da. Costaua verde, nu mai întrebăm nicio cameră. Și atunci am întrebat, noi când vă dăm cu titlul gratuit 4 metri pătrați sau 2 metri pătrați să montați stâlpul, noi vă luăm un ban? Păi nu, că... Au lege. Păi noi avem lege. Păi zic și eu, am lege, Consiliul Local, și când o să mai veniți pentru montarea unui transformator, că, să vedem dacă Consiliul Local nu aprobă, să vedem ce faceți. Dumneavoastră ce faceți? Nu. Și zice, nu, domnule, nu, atunci mai discutăm. Păi mai discutăm, dar cum discutăm? Vreau contor montat pe fiecare cameră ca să contorizăm. Identifici... Da, i-am dat să faci Consiliul Local. Da, și dar firma asta, SECNUTEX, cei care ne-au mai făcut sau da, avem da, service da, cu ei, avem contract de mentenanță cu ei. Am înțeles. Da. Mai avem discuții pe tema acestui sistem. Deci eu spuneți. Să înțeleg că pe timp de zi rezoluția este mai bună și se poate identifica fizionomia. Absolut. Camerele care au fost vechi și care s-au ars, montate acum 6 ani, aveau 3 megapixel. Astea au 5 megapixel. Deci se poate distinge vizionomia și ziua, absolut, da. Șoapte, numai că distanțele sunt destul de mari, adică dacă îmi dă stâlpul la 20 de metri, 40 de metri, nu e tot una dacă l-aș pune aproape de un coș de gunoi ca să văd exact fizionomia. Adică problema va și ziua, deci, în zona bisericii. Absolut, pentru că eu am, cum e aici, la rugină, o am pus pe partea elantă și 40 ceva de metri. Ea curatețe are în 20 de metri, 25 de metri, adică. Dar vedem, adică numele, dacă îi chinuim, am da, găsit de obicei. Nu este posibilitatea să-i monteze exact acolo, în centru. Nu sunt strâmb și da, nu-i unghiu, exact pentru acela. Ar trebui lăsat jos, să ia dintr-un plan, să le tai imediat. Nu ce o să mă lăsă, ăștia care îi prind,
Da, în funcție de stâlpii care avem. Așa am amplasat și stațiile de maxi-taxi, tot în preajma camerelor doar vederi, la fel și locurile de depozitare a deșeurilor colective, care de luna viitoare sperăm să nu mai avem așa mari probleme, că fiecare cetățean va primi cubelă și saci. Deci luna viitoare primim? Așa, așa sperăm. Am început Soma să... Dau pe din afară câteodată, da. Dau pe din afară, cetățenii din comuna noastră nu ne abatem de la subiect. Da. Cetățenii din comuna noastră nu înțeleg că numai joia se colectează gunoiul. Dacă vine la ora 14, comuna arată curată, bec, vă putem da filmări, că tot timpul ne întreabă, da, aveți camere. Păi degeaba ai cameră, dacă vineri la ora 2 este curat peste tot, sâmbătă la ora 9 e la loc. Și duminică inclusiv. Și nu în toate zonele, din 22 de puncte de colectare avem 4-5 care sunt mai vulnerabile. Deci acolo se vede că cetățenii din jur sunt certați cu legea, nu respectă niciun fel de... Cât ne-am străduit noi când ne întreabă noi ce facem. Noi nu facem nimic. Am amplasat acele zone, le-am betonat ca să arate, cât mai frumos. Am inscripționat pe fiecare pubelă deșeul care trebuie depozitat. Asta mai ține și din noi, dragi locuitori ai comunii. Faptul că cobori de mașină și îți arunci sacoșa așa, nici măcar nu te deplasezi până lângă tomberon, ce să-ți facă primarul? Faptul că ai 3 cutii de carton și recipientul ăla are 1 m³, te apuci și le pui 2 cutii și una o pui deasupra, când tu ai putea să-l pliezi frumos și să mai încapă încă 10 cutii, iar cine-i de vină? Cine vrei să-ți facă manovera asta? Cine vrei? Cum ai vrea să stea? Să stea cât un angajat de la primărie lângă fiecare tomberon? Am atras atenția la careva vreodată? Avem foarte multe amenzi, avem peste 50 de amenzi, cred că date numai până acum. Dar vom trece în continuare... Ne scoatem camerele. La legea mediului, așa, și vom confisca chiar și mașinile. Pentru că văd că o amendă așa de 500 de lei sau cât avem noi în Consiliul Local nu le se pare destul de mare. Și atunci o să aplicăm și alte măsuri conform legilor în vigoare. Ținând cont că sunt locuitorii comuni și n-am vrea să aplicăm măsuri așa drastice, pentru că noi nu suntem noi și ei, suntem cu toții la un loc. Trebuie să punem umărul și să facem tot ce ne stăm putință pentru desfășurarea activităților și a curățenii și a tot ce mai frumos pentru comuna noastră. Nu să ne apucăm cu amenzi. Păi, dacă e nevoie, dăm și amenzi. Că tot noi cei de la primărie, dar asta nu înseamnă că noi suntem adversarii locuitorilor comunii. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Abțineri? Împotrivă? Deci putem trece la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația GAL Plaiurile Bistriței. Galul acesta, din ce știu eu, este compus din 7 OAT-uri, nu? Da. Din zona noastră, adică Gârleni, Mărgineni, Racova, Luizi, Racova, Sarata. Și am văzut că nivelul cotizației este de 25.000 anul trecut. Nu, anul trecut. Anul trecut. 25.000 și că nu este suficient. Nu este suficient datorită cheltuielor de personal, cheltuielor de birotică, ce mai au ei acolo la nivel deci de... Deci vreau să fac o rectificare. Ei în adresa au într-adevăr au scris 25, dar noi hotărârea de Consiliul Local o avem pe 35.000 care au fost achitați. Anul trecut. Pentru anul trecut și 2019. Aha. 2020, 2019. 2019 a fost cu 25, 2020 a fost cu 35. Nu, chiar și 2019 a fost cu 35. Așa este trecut în hotărârea de Consiliul Local. Și astea sunt achitate. Sunt achitate. Da. Și atunci o menținem la nivelul anterior? O menținem la nivelul anterior, da, de 35.000. Da, haideți să vă întreb și eu, că am înțeles că prin galul acesta am văzut programul lor din anexă. Eu înțeleg că un buldozer am luat noi prin gal, da. Sau ce am luat? Da, un budo excavator, așa. În cadrul acestui gal, sunt cele 7 OAT-uri și mai sunt și firmele de pe raza acestor comuni. Da. Faptul că
E un grup local. Exact. Local. Faptul că societățile private nu au accesat fonduri de la acest GAL, au făcut ca nici noi să nu mai putem lua următoarea tranșă. Sumele au fost pe anumite axe, non-agricol, acum am încercat să mai schimbi și pe alte, pe alte axe. Zona noastră nu era nu-i declarată zonă turistică, că se putea, se putea obține fonduri și pentru cei care desfășoară activități agroturistice sau, eu știu, pensiuni și alte, alte activități comerciale. Și atunci se încearcă, să, că noi trebuie să fim în balanță. Banii absorbiți de către OAT-uri, dar în același timp să fie absorbite și de către, firmele private. Și noi la capitolul ăsta stăm cam prost. Nici pe agricultură, nici pe agricultură, da. Pentru că au fost niște sume mici la, la început și le spunea, doamne, dacă eu risc și iau 30.000 sau 40.000, 2 ani nu mai, nu mai am voie să accesez alt fond. Și atunci mai bine nu iau decât să iau așa puțin. Deci să înțeleg că investitorii din zona noastră nu au accesat, nu au intrat pe programele acestea, da, de la GAL. Nu toți. Mai sunt. S-au accesat ceva, dar nu cât... Sărata pe la Rapova s-a luat ceva. Deci dar sperăm că acum o să vină a doua tranșă, 2022-2023, să mai putem... Al treilea program am văzut, da, ăsta, da, să mai putem face. Deci avem două și s-a finalizat achiziția acelui buldo excavator, da, da, la dumneavoastră. Da. Care costa 65.000 de euro. Deci merită să cotizăm. Ce să facem? E o șansă. Poate reușim să prindem mai mult. Poftim? Păi poate, dacă dă Dumnezeu să îndeplinim condiții, de ce nu? E un punctaj acolo care trebuie să-l atingem. Dar vedem acum, prin strategia de dezvoltare, prin ce pârghii mai avem, să rezolvăm și această problemă. Pentru că ar fi păcat să nu beneficieze și dezvoltatorii noștri pe, pe această axă, să nu, nu firmele din zonă, din zona noastră. Da, da. Pentru că păcat, avem zonă frumoasă și trebuie pus în valoare. Deci cine este pentru? Eu țin menținerea ca și anul trecut. La nivelul, da, de anul trecut, 35.000 cotizația, da. Cine este împotrivă, abține. Da, și ar trebui să urmărim un pic mai atent următoarea tranșă, a treia program, să vedem toate firmele din zonă au șanse să mai popularizăm către operatorii economici, agenții economici. S-au înscris, s-au retras. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind reabilitarea prin îndreptarea și completarea cu balast a unui număr de 18 drumuri comunale din comuna Hemeiuș. Da. Aici, da, vă dau în urma ploilor torențiale din ultima vreme, ne-am confruntat noi ca și alte comuni, dar mulțumim Dumnezeu că nu a fost situații așa de grave ca în alte județe și în alte comuni, cu un aspect așa mai puțin întâlnit. Dimineața a întins balastul, după amiaza țălcară apa la vale. N-avem ce face. Cetățenii comunii veneau și semnalau acest aspect. Noi am întrunit Comitetul de Situații de Urgență pentru a lua asemenea măsuri. În schimb, nu puteam să stăm o săptămână sau două până la ședința de Consiliu ca să aprobăm dacă balastăm un drum sau nu balastăm. Și atunci ne-am folosit de cealaltă pârghie informarea, convocarea Comitetului de Situații de Urgență. Am aprobat în Comitetul de Situații de Urgență ceea ce trebuie să facem. Acum venim în Consiliul Local, vă aducem la cunoștință și supunem spre aprobare lucrările care s-au făcut pe situații de urgență. Dar ziceți, identificați o parte din drumurile astea, că nu le-am găsit în material. În material? 18 drumuri. Da. Le știți? Nu s-a aici. Nu ai niciodată. Eu spun la primăriștea lui. Păi sunt comitetul, sunt convocatorul la comitetul de urgență. La Mirială. La Mirială. Păi, nu știu atât.
Deci un proces de prezentare, ba da, imediat. Vreau să-ți spun o poză, nu mai plecați. Nu merg acum, eu să le aduc. În general, aproape majoritatea drumurilor care ne-au mai rămas neasfaltate. Astea, sau alte dinuri, cunosc care au balast pe strada nu știu care e asfaltată. Da, vorba de străzile în pantă și străzile care, datorită ploilor și lucrărilor de construcții care se fac în fiecare cartier, trec mașini, s-au format gropi și plini cu apă. Deja le-ați înțeleg că le-ați rezolvat. Le-am rezolvat și urmează. De câte ori o să mai fie nevoie, dacă o să mai plouă, o să trebuiască să intervenim, pentru că cetățenii vin și reclamă. Nu putem să intervenim cu forții proprii, să înțeleg? Avem utilaje sau avem un contract? Cu firmă, cu utilaje, cu autograder, cu balast, cu compactor. Forții proprii nu avem cu ce. Mașina noastră care avem ce pui nea, nici o tonă de balast. Hai ca să tu groapă două pe un drum acolo. Pui la o ieșire de pe drum pietruit, pe asfalt, o jumătate de metru cub de balast. Dar mai mult nu poți să cari cu. Sau la lopată, că nu, atât. Avem un om, dăm cu ăla, îndreptăm. Da, chestii și e vorba de reparații mici. Și de... Da. Mai ales că pretențiile au crescut în comunitatea noastră. Putem da. Să trecem mai departe? Trecem la următorul, așa, da. Până când... Următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție, construire, copertină auto și platformă betonată în incinta fostei primării. Ca urmare a dezvoltării parcului auto, am înțeles, citind referatul de specialitate, da? Așa este. Cuvântul. Având un buldo excavator, având o camionetă, având lamă de dezăpezire, având tocători de vegetație, având și alte utilaje, ne trebuie și nouă un acoperiș, pentru că noi cerem tuturor locuitorilor să fie gospodari, să-și întrețină, să amenajeze. Iar la noi, la primărie, stau aruncate, așa să zic, în ghilimele, în curtea primăriei. Trebuie să avem și noi un adăpost, că până la urma urmei sunt utilaje noastre, sunt bani cheltuiți și trebuie să avem grijă de, să le întreținem și să avem grijă de ele. La proiectul de hotărâre privind construire, copertina auto și platformă betonată în incinta fostei primării, în curtea incintei fostei primării, în satul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, cu număr cadastral 67.971 și achiziția studiului de fezabilitate, studiu geotehnic, documentații tehnice, precum și obținerea autorizației de construire, documentații de execuție, documentații pentru obținerea avizelor specificate în certificatul de urbanism. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Deoarece s-a mai încălcat cu utilajele Academiei ATE, cu rescalator, autoritate, ramă să facă, cu trafizoritate, pentru șantă, păzitoare, două mașini de dezăpezire, și se impune necesitatea construirii unei copertine auto și a unei platforme betonate ambasate în incinta fostei primării. Aici se referă la spațiul aferent fostei primării. Întâlnim, când referă la articolul 129, articolul 196, articolul 197, articolul 243, ordonanța de urgență 57/2019, prevederea articolul 41, 44, 45 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, prevederile legii 50/91, publicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor, exceptării lucrărilor de construcții, față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiție, construire, copertină auto și platformă betonată în incinta fostei primării din satul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, cu număr cadastral numărul 67/1971 și achiziția studiului de fezabilitate, studiu geotehnic, documentații tehnice, precum și obținerea autorizației de construire. Documentația pentru obținerea avizelor specifice din certificatul de urbanism. Practic, proiectarea veți o faceți acum, nu? Dar pe ce amplasament? Proiectarea. Chiar în spatele primăriei, chiar în spatele poliția deci, locală. Există o mică platformiță aici, dar aia este de la poliția locală, nu aia. Acolo este pentru autoturism. Da. În spate. Deci, în spate, cu acces pe unde? Pe curtea, pe drumul lateral, pe drumul strada primăriei. Strada primăriei. Strada primăriei. Da. Unde avem noi o magazin rămasă de vremea
terapeutului. În continuarea acelei magazii, vrem să facem o cupertină. Unde avem și acum magazin de păstare, e da. Dar sunt foarte multe lucruri de adus. Uitați, de exemplu, acum ne vin, o să ne vină recipienții pentru salubritate. Îți trebuie un spațiu, unii să-i lași, unii îi depozitez. Foarte bine, să fac acolo, o să băgărită. O să-i băgăm în garajul ăsta, care l-am amenajat, dar trebuie uneva sub control, să ai cameră, să poți să supraveghești și să urmărești, pentru că nu stă cineva acolo să lipăzească și noaptea și... Și păcat, o comună așa mare să nu ne gospodărim. Nu, dar e păcat pentru utilaj, în primul rând, că trebuie să reprezentăm că s-au adus multe priori, toate eforturi și trebuie să ținem la ele. Să le păstrăm. Da, super. Cine este pentru investiții? Deci demarăm investiția și, practic, proiectarea. Proiectarea cu valoare, cu tot o să o aprobăm. Împotrivă, abțineri. Trecem mai departe. Proiectul de hotărâri privind aprobarea alocării de fonduri pentru dezinsecție prin pulverizare a suprafeței de 600 de hectare pe teritoriul administrativ al comunei Hemeiuș. Proiect inițiat tot de domnul primar. Da. Trebuie să-l inițiați acum vreo două luni, că-s pișcată toate. Să știți că dacă ar fi fost după mine, oricând. Dar există niște reguli și aici, pentru că foarte mulți cetățeni ne întreabă și suntem întrebați de ce, de ce nu acum, de ce nu așa, de ce nu. Deci sunt niște condiții pe care ne le impun cei de la DSP și DSV, sunt niște condiții pe care ne le impune firma care face combaterea. 48 de ore după ce, înainte de a stropi, nu trebuie să plouă. Și 36 după. Dacă ei au un program mai special pe care urmăresc starea meteo. Și în situația când am făcut lucrul ăsta, aruncăm banii pe fereastră. Tot cetățeanul zice de ce nu fac, tot cetățeanul te judecă că nu are eficiență. Ba uneori chiar am văzut prin comentariile de pe Facebook că a stropit cu apă, v-ați bătut joc de noi. Domnilor, am fost personal, am filmat, am pus firma Bayer, firma care comercializează aceste produse. Produsele sunt avizate, sunt monitorizate, sunt autorizate, tot la vedere. Dacă e nevoie și de data asta, când organizăm zborul, unul din Consiliul Local, doi, dar nu cred că doi nu în cap, dar unul dintre colegii care vrea, îl declar la aeroport acolo. Delegat. Ca delegat să meargă să... Nu, este o procedură de delegare către aeroport. Către aeroport. Da. Și să urcă în avion, asistă la tot procesul tehnologic, filmează și vă rog frumos să transmiteți. Nu avem nimic de ascuns. Nu soluția este costul cel mai mare. Nu soluția e problema. Vremea. Vremea și orele de zbor. Iar orele de zbor, nu știu cum să vă spun, de când facem această acțiune, tot cu 50 sau 60 de lei ora, hectarul. Nu știu dacă vi se pare un hectar să dai cu atomizor în spate 50 de lei sau 60 de lei o sumă. Nu știu, vă întreb. Iar tu s-o scumpi cu 2 lei din cauza scumpirii benzinei. Probabil că v-am mai scumpit. Față de anul trecut. Da. Vreau să vin în comentarii. Ce răspundere au cei care execută? Păi ne pun la dispoziție substanțele toxice, permise de către mediu, cu care se pot face tratamente cu motiv ascultat... Ce combate? Țânțari și căpușe, nu? Țânțari, căpușe și altul... Este vorba despre terenul intravilan al comunei. Exact. Să nu se... Da. Să leagă și în intravilan. 600 de hectare care... Da. Acum, 600 de hectare care au comunicat pe hartă, împărțiți-i așa. Nu știu dacă ați văzut avionul să facă așa ceva. El își ia traiectoria lui. Asta nu înseamnă încă un plus care de fiecare dată, faptul că e o firmă care colaborăm cu ea de mai mulți ani, dar de fapt e singura că n-avem alta de unde să mai luăm. Da, eu notasem aici cine face și cât costă. Este o singură. Este, să înțeleg, o singură firmă o și singură prețul firmă. Nu este foarte mare. Nu este foarte mare. Păi tocmai de asta ne-am cântat și rugămintea mea să mai transmit încă o dată și pe această cale și colegii noștri primari de la comunile învecinate. Pentru că degeaba face Bacău, degeaba face Hemeiușul, degeaba face Săucești,
dintre, dacă vă uitați așa la nivelul anului trecut, să vedeți câte comuni din județul Bacău au făcut chestia asta. Nu vreau să o aduc ca o laudă, dar vreau să o aduc ca un îndemn. Toți colegii mei, toți primarii să facă. În momentul când am făcut, efectul e mult mai mare când am făcut această acțiune. Degeaba face Bacău dacă nu facem Mărțineni. Exact, de Hemeiuș. Hemeiușul facem, dar și aici iar întâmpinăm un următor aspect. Avem pădurea foarte aproape. Avem parcul dendrologic care trebuie să-l ocolească și protejat. Avem unitatea militară, deci nu e chiar așa la îndemână și nu e chiar așa de simplu. Dar cu toate astea ne străduim să facem acest lucru, că și eu locuiesc în Hemeiuș și toți locuim în Hemeiuș și nu vreau. Măcar pe cât putem să evităm aceste înțăpături, că nu sunt așa plăcute. Gândiți-vă la copii, gândiți-vă la... Condiții, de timp, ca să mai facă și alții comasat cam în aceeași perioadă pentru a nu se muta într-o parte în altă. Adică dacă facem noi acum luna asta și Bacău peste două luni, degeaba am făcut noi. Noi am comasat cu Bacău. Am văzut în raport că s-a precizat și faptul că se face și pentru combaterea larvelor, nu numai deci și profilactic. Și... Dacă vremea și timpul e prielnic și ne va permite, el trebuie repetat în cel mult 3 săptămâni. Al doilea tratament și atunci eficiența e maximă. Dar să vedem cum ne lasă cel de sus. Deci aprobăm, ce părere aveți? Aprobăm, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu totdeauna când ai intenții bune, obții și același rezultat. Sau îți dorești ceva bun pentru cineva, răspunzi același rezultat. Și anul trecut am făcut transparent, adică chiar am pus cine vrea din locuitorii comunii, să vină și să dea documentele și a fost un băiat care a fost a dat documentele și a fost a participat efectiv la zbor. Deci a văzut soluția, cum se prepară, cum se încarcă avionul. Aici trebuie controla soluția, acțiunea soluției. Avionul, din păcate, capacitatea... foarte soluția nu e cea mai toxică pentru țânțari. Dar cea mai toxică nu putem să o folosim, că nu e de voi, DSP-ul, mediul și... Rezervorul acestui avion e de 5 tori. Da. E simplu. Atâta ori atât, concentrați, cantitatea în litri se poate... Da, într-adevăr că nu este un lucru simplu, că am văzut în presă situații în care s-a exagerat și nu s-a respectat doza de insecticid sau de așa și s-au întâmplat accidente. Deci, vedeți, într-adevăr că este o mare răspundere, recunosc, dar este bine să facem lucrul ăsta, deci... Îl facem și îl vom face în continuare. Cât... Da. Timpul ne va permite să cât o să fim aici împreună. Revenim la punctul 3, pentru că domnul viceprimar s-a întors cu lista drumurilor. Da. Da? Să vedem un pic unde... Deci avem așa, strada Frasinului, 100 de metri, strada Sânzienilor, strada Plopilor, strada Nisipării, fundătura Codului, Garofiței, Fântânilor, da. Așa, Grădinarilor, Luminii, Fântânilor, Liliacului, Măceșului, ăsta era un fântânele, în Lilieci, Luncii, Bradului, Hidrocentralei, Strada Nouă, Strada Bistrița. De la dig, de acolo, de la canal. Da, astea strade. Deci 18 străzi, da. Și dumneavoastră deja ați început acțiunea și ce firmă face lucrările? Cum se cheamă firma? Antonio Muftea, se zice Antonio Muftea. Întrebul trebuie analizat dacă unul din punctele astea se repetă. Și să vedem unde nu o fost eficient, sau de ce cauză nu... Păi în funcție de cantitățile de ploi care au căzut pe respectivul drum, în funcție de zonă, că nu traficul vedeți? Care este da, plouă într-o seară, plouă la Andrieșești, dar nu plouă la Hemeiuș. Eram în zona aia, ploua spre Itești, când am intrat în Hemeiuș nu mai ploua. Acum, ce să vă, încercăm roșile mai, unde mai e o groapă, unde mai ducem cu buldo nostru, mai încercăm cu o mașină de balast de la noi, că mai avem niște stocuri create, tot așa, pentru intervenții. Pentru intervenții, dar, în general, când vedem că sunt solicitări și trebuie să intervenim. Nu ne apucăm nici să aruncăm banii pe apa sâmbite, așa că poate dă Dumnezeu să mai, deci mai ușurăm. Deci străzile acestea nu sunt încă asfalt. De exemplu, Plopilor, știam că a intrat pe proiectul celălalt de asfaltare. Un an de zile, un an jumate, lăsăm așa? Deci vă suprapuneți, da, cu ele. N-avem ce face. Noi le-am lăsat, că credeți că e o plăcere?
Deci cine este pentru reabilitarea acestor străzi? Împotrivă? Abțineri? În Andrei Șerciu nu mai rămas decât două străzi. Păi Garofiții și Luminii, porțiunii care nu va fi acum asfaltată până la sfârșitul lunii. Deja se lucrează la stratul de rezistență, compactarea. Iar sus în Fântâneli, știți bine că au fost discuțiile acelea că a rămas stratul de asfalt foarte sus și apa, ploile, au intrat în curțile oamenilor. Nu s-a finalizat lucrarea, sau finalizată, recepționată. Este vorba de locuințe sau două. Poftiți? Nu este recepționată. Nu este recepționată lucrarea și este vorba de o locuință sau două. Dar aș invita pe cei care tot comentează și așteaptă ca totul să li se facă de către stat, de către autorități, să meargă pe strada Hotarlu, care este finalizată, și să vadă acei oameni cum s-au gospodărit și s-au turnat acces în curți. Ba, unii chiar și-au unit proprietatea cu... ca să poată să-și parcheze o mașină. Deci mai depinde și din noi, doamnă. Nu numai așteptăm, dar nu avem atât de mulți bani ca să putem să facem la fiecare trei... Fac și eu o glumă. Sunt cei din Mărgine de pe Hotarului sau sunt cei din Emiliște? Ai noștri. Nu, și de ai noștri și de la Mărgine. Și de la noi și de la Mărgine. Sunt chiar oameni care vreau să-i felicit. E real ce se întâmplă, numai că nu poți să cobori linia roșie a asfaltului după fiecare proprietate, că una este mai jos, una este mai sus. Deci semnalau faptul că s-a tot ridicat. Păi s-a ridicat, dar fundația la casă este mult mai jos. Nu s-a ridicat. Nu s-a ridicat cu nimic. În Fântânele, acolo sus? Nici în Fântânele nu s-a ridicat. S-a săpat 37, este caseta drumului. S-a pus 25 straturi de balast și de piatră asfalt și 10 asfalt. Au ei impresia că s-au ridicat, dar nu s-au ridicat pentru că fiind drumul de balast, absorbea. Acum îl vede că e asfaltul mai sus. Da, pentru că nu-i făcut, nu-i finalizat... Pentru că caseta s-a... El când a luat din casetă, a luat mai larg. Ea cât tot acostamentul, nu cât asfaltul. Nu-s finalizate marginile. Aia acostamente. Da. Acostamente, da. Dar nu-i recepționat de lucrare. Oamenii sunt în contract. Cine? O să mai vină, nu înțeleg. Cum? La diverse. La discutăm la diverse. Mai avem până la diverse. Deci cine... Trecem mai departe acum la punctul... Deci punctul 5 l-am făcut. 6. Punctul 6 acum, da? Da. Pe care l-am mai discutat anterior, respectiv contractul de asociere cu referire la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Este vorba de contractul din 2021. Vă amintiți că am discutat la cealaltă ședință de Consiliu despre contractul cadru, cum arată contractul, dacă suntem de acord, am dat hotărâre de Consiliu atunci. Și acum DSP, de nu, așa cum se cheamă, DGAS, așa, a dat DGAS PC, protecția copilului Bacău, da. Dumnealor ne-au trimis contractul. Deci, ca urmare a adresei 7039 din 5-7-2021, se precizează următorul aspect. Hotărârile Consiliului Județean au fost adoptate în data de 25-6-2021, iar hotărârea noastră a fost adoptată în data de 23. Și ne recomandă ca hotărârea care o vom adopta să fie ulterior datei de 25. Prin urmare, este același proiect de hotărâre ca cel din luna iunie. Da? Contractul de asociere. Contractul. Că aveam contract cadru atunci, ne-au prezentat dumnealor care e contract, am fost de acord cu forma. Este același, forma. Da? Este același contract, numai că ne condiționează ca hotărârea noastră să fie adoptată după data de 25. Când au dat dumnealor adresa. Exact. Da? Cine este pentru? Mare, hotărârea 50 din 23 iunie este revocată. Și aceasta o înlocuiește. Și aceasta o înlocuiește. Da. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre.
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului pentru școli a României și a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Hemeiuș. Da, având o adresă din partea Consiliului Județean, dacă ne asumăm și avem condiții noi de a organiza licitația pentru aprovizionarea ierejilor în programul Cornul și Laptele. Cornul și Laptele, da. Da, răspunsul nostru este următor. Deci e vorba de finanțarea de către Consiliul Județean, da. Necesară de școli, școli de învățământ, dar ce s-a spus? E vorba cum să cad un Olteanu, dacă îl mănâncă partea stângă, dă palma așa. Dar mai degrabă te scad cu stânga. Așa, banii sunt, banii sunt la Consiliul Județean. Și atunci noi trebuie să trimitem necesarul care este în coordinare cu revederea Zării Libertate, parte 2017, la aprobarea programului pentru școala României în perioada 2017-2023, respectiv anexa 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între Consiliile Județene și Consiliile Locale, vă solicităm să ne transmiteți hotărârea Consiliului Local privind asumarea, neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. În consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire începând cu data de 1-7-2021, vă rugăm să includeți în proxima ședință de Consiliu Local proiectul de hotărâre privind asumarea, neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acorduri cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordului cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023 și să comunicați către Consiliul Județean până pe data 30-6 la adresa e-mail, de e-mail cornlapte@csj.bacau.ro. Și atunci... Nu-i prea târziu acum? Cam... Adresa am comunicat-o de atunci, da. Numai noi am comunicat, ne-am pus punctul de vedere. Ne-am comunicat punctul nostru de vedere. Acum îl aducem la cunoștință și Consiliul Local și... Dar în afară de Cornul și Laptele, mai scrie aici program pentru derularea măsurilor educative. E numai Cornul și Laptele sau mai sunt și altele? Numai Cornul și Laptele, probabil asta este măsura educativă de susținere. Sunt două, care... nu, este un, sunt două. Știu, dar probabil asta înseamnă că prin programul ăsta de Cornul și Laptele îi susții și pe cei care nu au posibilități de a-și asigura un pachet, să vină la școală și să... Program educativ. Oricum, programul ăsta este o mare problemă. Eu am făcut nenumărate sesizări, cele mai multe legătură cu merele care se primesc. Am și refuzat vreo două loturi de mere, pentru că una se spune pe laptele cu fructe acum. E și. Corn, lapte, măr. Programul se numește Cornul și Laptele. Da. Este altceva, biscuit și măr, da, în loc de corn, uneori ați aduce copii cei care n-au niciun Dumnezeu, oricum copiii nu prea mănâncă, cel puțin cei de la noi, se joacă cu... Joacă fotbal și cu merele și cu laptele și cu doar cei care chiar poate n-au nici de unele acasă. Dar merele este o bătaie de ajuns. Pentru că nu au niciun... Dar nu doar pe comună, la nivel de județ. La nivel de județ, bineînțeles. Cu cine, cum și ce fel se face licitația și contractul e... Eu am sesizat și la Consiliul Județean și la firma livratoare. Dreptul mare, pentru că nu ne-am înțeles, am refuzat ultimele două transporturi de mere. Pentru că nu erau conforme, le-am și pozat, erau atât de mici, au spus că acolo unde este cazul, ne mai vor mai trimite în completare să dăm câte două.
Una este un măr de 150 de grame, cât scriu ei în certificatul de calitate, ca și valoare nutritivă. Și una mănânci, într-un fel mănânci un măr de 150 de grame cu pulpa pe care o are, și alta e două mere așa, care ori n-au ajuns la maturitate, ne-au motivat că a fost un an greu și că nu s-au dezvoltat. Care e vina noastră? Noi am semnat pe mere de 150 de grame sau pe, mă rog. Și la pulpa n-am mai multe, nu am ce face cu ei, și au venit. Deci, suntem de acord să pasăm această problemă la Consiliul Județean. Deci, pentru neasumare. Pentru neasumare, deci. Într-o că dumnealor. Au mai multe posibilități. Cel care licitează poate să fie o firmă mult mai mare, care să oferă o gamă mai variată de produse, pe când noi, la nivel de comună, nu avem posibilitatea asta, așa, și să ne angajăm. Vedeți, acum dar sunt și pretenții. Din banii cui se va face achiziția? Din banii dumnealor sau din banii noștri? Nu, este un program de la Consiliul Județean. Chiar dacă ne asumăm, facem noi licitația, cheltuim din banii noștri și așteptăm să ne dea Consiliul Județean după aceia bani înapoi. Guvern. Și acolo e bine că spune asumare, ne asumăm. E bine, nu ne asumăm. O facă direct. Dacă și așa Consiliul Județean nu ne-a dat bani de drumuri, nu? Ne dă... Deci, mă scuzați. Avem de primit. Da, trecem peste astea în mare. Cine este pentru neasumarea acestui contract, da? Și transmiterea lui în grija Consiliului Județean. Abțineri? Împotrivă? Deci, eu v-aș contrazice, domnul primar, că văd aici, plătim cotizații, facem o grămadă de lucruri, dar asta văd că nu vrem să o facem și dacă avem posibilitatea să o pasăm. Anul viitor o să facem. Dar apropo de ce a spus doamna Daviduța, ar trebui totuși luate măsuri, în sensul că dacă produsele sunt neconforme, chiar dacă se face o licitație, se cheltuie niște bani, făcute sesizări, refuzat produsul, în așa fel încât copiii aia să... Sunt convinsă că dacă produsele ar fi de calitate, nu s-ar juca cu ele. Absolut. Și poate găsită o alternativă. Domnule, mi s-a spus în ultima perioadă referitor la CON și la publicitate pe care îi livrează, că așa sunt standardele, că trebuie să fie cu tărâțe nu știu cât la sută, cu... Copilul nu mănâncă, pentru că nu are educația necesară să-i spui tu că produsul ăla cu nu știu cât la sută tărâțe este mai bun și mai... Dar nu are niciun Dumnezeu ca și gust. Nici tu, ca adult, n-ai putea să mănânci... Că nici măcar gust de pâine nu are. Are, nu știu, un gust de ceva. Da, trecem la punctul 8 pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre prin care primim Comuna Berești-Bistrița sau aprobăm primirea acestei comune în cadrul ADIB. Votăm direct? Da. Cine este pentru? Vor fi între ADIB, se previa aproape de clar. Le urăm succes! Le urăm succes! Termenul să fie mult mai mic ca al nostru. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție execuție lucrări de branșamente la rețeaua electrică pentru realizarea instalației de racordare la Școala Generală Andrie Șești și execuție instalație de utilizare la părculețul de joacă de la Școala Generală Andrie Șești și Școala Generală Andrie Șești. Deci e vorba de instalația electrică, două racordare și utilizare. Și înțeleg că două utilizări, și la părculeț și la școală. Da, și la școală pentru branșament, ca să nu facem două. Nu, un branșament cu două utilizări. Asta am înțeles eu, da? Adică nu facem două, dacă declaram două la EON, facem două branșamente. Nu se poate, faci un branșament comun. Dar întreb eu, școala aia n-a avut lumină? Ba da, dar este foarte minunat. A fost debranșată din 2014, din 2009. Din 2009 nu au mai fost copii acolo. Da. Și au fost debranșat. Și nu se putea folosi racordul, branșamentul existent? Nu ați preferat racordul? Da, nu preferat, dar e soluția dată de da. Racordarea, de fapt, nu este foarte scump, e 2855, deci branșamentul. 16.000 de lei e utilizarea. Părculeț de joacă și școală. Și școală. Deci... Urmează să dăm în folosință
locul de joacă de la Andrei Șes, mult așteptat loc de joacă. Sperăm în câteva zile să încheie toate lucrările. Suntem pe ultima sută de metri. Cei care ați mai trecut pe acolo poate ați văzut că se lucrează. Un proiect început de vreo 2 ani jumate, 3. În 2019 ați dat hotărâre de Consiliu. Da. Cu majorări de prețuri, cu tot felul de name așa. Sperăm să reușim să-l realizăm și pe al doilea loc de joacă. Primul a fost completarea și împrejmuirea și dotarea cu echipamente a locului de joacă de aici din Hemeiuș. Urmează, dacă dă Dumnezeu, să fim sănătoși, anul viitor să mai construim unul și în satul Liliei sau chiar două. Suntem în identificare de terenuri, pentru că teren, comuna noastră la această dată nu mai are nici 2 metri pătrați de teren în domeniul public. Am găsit o soluție la Liliei, undeva pe strada Trifoilor, acolo aproape de cartierele de vile. Vom căuta să identificăm și alt loc de joacă, tot în Liliești, pentru că sunt copii mulți și populația e numeroasă. Vedem, eventual o să-l cumpărăm, o să găsim o soluție, să mai putem dezvolta încă un parculeț de joacă. Unul, două parculețe de joacă în satul Liliești, pentru că sunt foarte multe cartiere cu mulți copii și n-au unde să-și petreacă timpul liber, mai ales în vacanță sau eu știu când, după amiaza. Domnul Roșca, putem să vă... Vreți să ziceți ceva, să ne ziceți ceva? Nu. Inițiatorul proiectului vorbea și părculeții. Deci sunt deja niște părculeții de joacă în comuna Hemeiuș. Și pentru două, acesta care este aici în drum spre Hit și ăla care este în Fântânele... În Fântânele e o tentativă. Aș vrea să vă atrag un pic atenția. Eu, sincer, să fiu, nu mi-aș lăsa copiii să se joace aici lângă șosea, la circulația care este. Alt punct n-avem. Iar ăla din Fântânele e o glumă. Acolo da? A fost o tentativă. Vrem să mutăm locurile de joacă, să mai achiziționăm în ședința viitoare, să venim cu niște propuneri în curtea școlii acolo, pentru că sunt mai feriți, să le cumpărăm două, trei scrânci, o și ce mai fi, cât de cât acolo să aibă și copiii. Este serios acesta cu locurile de joacă pentru copii, pentru că s-a dezvoltat foarte mult comuna în ultima vreme, sunt familii tineri, sunt cu copii și pentru identificarea terenurilor pot să vă dau o sugestie. Ați zis de cartierii de vile și de dezvoltatorii aceștia imobiliari care construiesc. Cumva am putea să impunem printr-o hotărâre de Consiliu, când am mai aprobăm altă dată puguri și puzuri. Peste da? 10 ani. Poftiți? Peste 10 ani. Da, dar și puzuri mici, că dumnealor vin cu puzuri, nu? Pentru cartiere. Să impunem cumva existența acestor locuri de joacă în anumite zone. Nu știu dacă e o recomandare. O recomandare, da. Din partea Consiliului. E o problemă mare deja cu drumul. Și nu fac alveole, că e obligat să fac alveole la fiecare locuință. Ei ar trebui să vină cu o soluție. Da. Pentru că să știți că sunt în cartierele acestea de vile, sunt foarte mulți copii. Păi tocmai. Și sunt multe probleme pe care trebuie să le vedem cum le rezolvăm. Chiar pe drumurile existente prin satele Lilieci, Hemeiuș, așa, să ne gândim la montarea unor cocoașe din alea pentru reducerea vitezei, să vedem ce implică și ce aprobări și autorizații ne trebuiesc, pentru că se circulă cu foarte mare viteză. Când nu au asfalt, vin și spun, domnule, e praf și zgropi. După ce e asfaltat, a doua zi vin reclamațiile să facem ceva, să restricționăm circulația și viteza. Dar trebuie să găsim o soluție și pentru aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, se circulă cu viteză și nu vor să înțeleagă, toți sunt grăbiți și copiii noștri, neavând unde să joace, să mai joacă pe drum acolo, pe un asfalt, joacă cu rolile, cu mingea. Și atunci trebuie să găsim soluția asta. Nici trotuare nu ne permit drumurile. De exemplu, singurele drumuri în comuna noastră pe care am putea, drumuri sătești, mă refer, să facem trotuare, ar fi strada Zambilie și Sfântul Gheorghe. În rest, nu ai unde. Toate străduțele sunt făcute la limită. N-ai aproape unde să faci nici șanțuri, dacă să mai faci... Da. Și alea parcului. Da. În rest, nu ai unde. Și atunci o să ne organizăm în așa fel încât și pe strada Gării,
și pe străduțele astea să facem pentru la anul niște proiecte, să încercăm câte o străduță, câte o străduță din bugetul care îl avem, să împărțăm bănuțe, să ne ajungă pentru toate. Anul ăsta intenționăm să facem proiectarea pentru drumul județean. N-am trecut la diverse, dar deja am trecut, dacă tot am ajuns la discuțiile astea. Pentru că cei de la Consiliul Județean, după discuții și intervenții, au înțeles și au asfaltat acest drum în vederea predării către Consiliul Local Hemeiuș. Temporare. Predării temporare, da. Pentru a putea să dacă ducem tot la... ați zis, da. Eu așteptam da, diversele. Putem duce la îndeplinire cele două proiecte, trotuarele și canalizarea. Asta nu înseamnă decât costuri din partea comunii noastre pentru dezăpezire, pentru material antiderapant. Mai frumos ar fi fost asocierea, dar dacă nu s-a dorit, e bine și atât. Atât au putut face Consiliul Județean pentru noi. E bine și atât. Așa, și în continuare vom face pe strada Gării, străduțele astea din Ilieș, pentru că veni vorba de copii și de locul unii să-și desfășoare activitățile copiii noștri în timpul liber, cu bicicletele, cu rolele, cu... eu știu... Da, trecem mai departe. Da, vreau să vă completez acum, dacă tot ați trecut la diverse, este vorba de solicitarea pe care am făcut-o eu către prefect, da. Și în care ni s-a răspuns, deci între cele două ședințe, mi s-a răspuns și mie personal și primăriei, că este posibil să se facă aceste trotuare la drumul județean și toate investițiile care dorim noi să le facem la drumul județean, DG 119, cu preluarea temporară în administrare pe perioada desfășurării investiției. Și anume, dacă se va face canalizare, se va prelua pentru canalizare. Dacă vrem să facem, și mă bucur că domnul primar spune aici, trotuare, rigole, piste de biciclete, să vedem... S-a votat preluarea, da, și s-a anulat, da. Cei de la Consiliul Județean ne-au propus acum o soluție mai ușoară, preluarea... Și cu domnul Mihail, de câteva ori a făcut la Consiliul Județean și tot așa. Păi cum să-l preiau în condițiile în care nu era fără mandat? Preluarea temporară și dacă ne gândim că acum îl și asfaltează, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Dacă îl preluăm temporar, să și facem repede lucrările, nu se strică drumul. Și atunci când era tot preluat, tot asfaltat nu era când... Acum 10 ani, 12 ani, tot așa. Nu s-a vrut. Da, da. Înainte, preluare temporară. Preluarea înseamnă de la momentul când ai dat hotărârea de Consiliu pentru... Păi ar trebui să începem să facem demersurile. Da, da, da. Trimitem... Păi asta... Extrasă de funcțională, că noi suntem proprietari ca să poată să înceapă derularea proiectului. Păi începem până să facem proiectarea, până să facem execuția și până aia... Nu știu ce temporare asta că o să-l ținem vreo 4-5 ani. Da. Îl ținem cât e nevoie, dar nu-l ținem de tot. Pentru da? Că noi vom avea mai multe probleme. O problemă e trotuarele. A doua problemă pentru care se va face alt proiect, șanțurile, pentru că apa asta nu curge nici într-o direcție, și trei, canalizarea, care e legată de proiectul cu POIM. Bine, trotuarele simplu că din banii... Trotuarele le rezolvăm, dacă dă Dumnezeu, la anul, până în toamnă avem trotuare. Și bine când ne spune domnul de la investiții că e simplu, deci o să fie simplu. E simplu, de... avem, e mai simplu mai decât... E mai simplu decât ce depinde de fonduri europene și de toate astea care... Dar gândiți-vă situația când e o iarnă grea, o iarnă cum a fost anul trecut cu precipitații, cu îngheț, dezgheț, când toată noaptea trebuie să circul prin 6 km, 7 ăștia, bine, și celălalt drumul din comună să împrăște antiderapant. Vrem ori să de utilaj, da. Ori investițiile da. Nu se pot face fără mai niciun efort. Suma la dezăpezire se va tripla. Asta e. Să ferească Dumnezeu de un accident, 6 km, vinovatul 6 e administratul drumului. Sunt 10 de toți, 4 în marginea și 6 la noi aici. Așa am văzut și un raport, dar pe kilometrajul 76. Da? Deci ultimul punct de pe ordinea de zi... Da, domnul cu școala, cu curentul ăla. Da, da, da. Da. Deci vreau să vă mai spun... Punctul 9 și 10. Punctul 9 n-a fost votat. Domnul Roșan are ceva discuții cu cum trebuie proiectul. Trebuie neapărat să am să lăsăm acolo un panou cu anumite restricții, cu reguli. Trebuie neapărat. Da. În
Deja sunt accidente, deja sunt. Care, da, s-au făcut pentru că nu s-au terminat lucrările, acolo nu sunt porți, este deschis. Vin copiii, da, 14, 16, 18 ani cu biciclete. Și merg pe pista aia de acolo. Și acolo sunt copii mici cu trotinete care abia merg în picioare. Acces interzis. Păi trebuie neapărat făcut. Am mers și am vorbit cu ei, bă, băgasem vreo 7 bicicletele în foișorul ăla. Păi, scoateți-le aia, vă duceți-le pe iar undeva dacă vreți să stați în parculeț. A, ori de roșu scădură cu bicicletă. Le-o luat și le-o urcat pe scenă după aia. Dar cu ce te deranjează, bă? Da, să vă rog pe ei, că ce se mai... Sigur că da. Și început să vreau. Dar a trebuit pus un panou de la început, să fie cu anumite reguli, ne gândim ce trebuie scris acolo. E un lucru care trebuie să luăm și vă nu, dar dacă pui cu reguli, dacă pui un panou cu reguli, trebuie să pui și un care trebuie să supraveghezi copiii. Nu, serios, mai bine îi pui acces interzis sau ceva, cine dar dacă ai pus ăla... De deci trebuie să ai și un om. Cum mi-au spus, ce, dacă eu am pus la locul meu de joacă reguli din astea, trebuie să pui. Da, cum îi faci un ce-i făcut. Și nici de ce acum, respectiv, există și o dorință a locatarilor de pe strada cu școlii să se facă un acces prin parc ca să nu mai ocolească... Da, dar în cazul că să se ia pâine și bere de la chioșc. Dar nu e nicio problemă, eu dacă am magazinul la Hemeo și mă duc în parc... Dar nu știu dacă de asta, ca să se intre direct din școli. Dar nu trebuie, că sunt proprietăți separate, doamnă. Poate terenul ăla o să aibă altă destinație. De ce să ne amestecăm lucrurile? Dumneavoastră, dacă vă duceți la magazin, de ce nu vă duceți prin grădină? Dar nu pentru magazin. Ca păi cam asta, cam asta e scopul. Asta e scopul. Asta e scopul. Ca să ocolească intersecția aceea care da, e foarte da, nu se întâmplă nimic, asta e tot noastră. Ideea este că oricum pistele au fost create pentru a sta cu rolele. Noi pentru role ne-am gândit să le facem pistele alea, nu pentru altceva. Nu știu cum se dacă... bicicleta, că dacă vine și un copil mic de 3-4 ani jumate cu bicicleta, ce face? Interzici că n-are voie să dai bicicleta, că de asta am creat pistele. O să învățăm din asta, o să le facem de zgură, nu o să le mai facem piatră spartă, nu o să mai facem cruzatorul părturea cu Alex. Găsim o soluție care să fie relu, am creat asta ca să se dea cu o rolă, să dea cu o trotinetă, să dea cu ceva. Pentru asta. Acum, ce să e ca la tonaj? Hai să introducem bicicletele mari de la o anumită vârstă sau... Nu știu cum, adică de asta zic, trebuie mai să... Mai ține și de educație, pentru că aia mai... Bine. În afară de asta, eu presupun că fiecare copil mic sau orele vine cu cineva care supraveghează și care poate să-l urechească pe ei. Mai, nu știu, așa presupun eu. Nu știu dacă greșesc. Deci cine este de acord cu proiectul de alimentare cu energie electrică, de fapt, al obiectivului de investiție? Abțineri împotrivă? Domnul, mi-a atras atenția, domnul Povălaș, că, într-adevăr, valoarea de pe racord, asta 2800 și ceva, se recuperează de la Delgaz Grid. Racordarea. Dar utilizările nu. Acum, dacă tot ați făcut o investiție nouă și frumoasă, merită alimentată cu instalații avem noi. Avem acolo și pentru stații, și pentru nu, despre ce este vorba, spectacol, exact. Să fie ceva pentru copii. Chestii diferite. Este alimentarea care este pentru iluminatul nocturn, care este de pe iluminatul public, și această instalație care nu pot să o las la voia oricui, adică la scenă. Este un panou foarte complex la scenă, pentru un moment când ai spectacole sau alte chestii. Am văzut că în aia 16.000 de lei sunt niște panouri foarte scumpe. Două de un fel și unul foarte da, mare. Trebuie să închidem de școală. Și atunci o să le punem în școală acele panouri, sunt cu telecomandă și numai în momentul când vrem noi să dăm drumul la curent la părpleț, atunci o să vrem curent la părpleț. De asta am făcut pe același branșament și ocolirea e 80 ceva de metri de săpături ca să facem cablu, dar numai vă ascult. Nu putem trei nici două toalete ca care copiii să aibă șoferea. Cine face curățenie la cele toalete? Păi luăm o firmă care se ocupă cu... Dar totul, dacă tu pe Facebook, te uiți acolo câte probleme sunt. Copiii de acolo, copiii de acolo. Dar poate mai vin pe drum. Ne-am gândit la ce putea face toalete. Cine le îngrijește? Toaleta necesită o persoană, o persoană zilnică. Ecologice. Păi și alea ecologice costă 800 de lei 24 de ore. Cât putem noi să plătim? Cât poftim? Păi nu, le cumpărăm noi. Le cumpărăm noi, ale noastre, dar... Dar aveți serviciu ca să le... Păi... Ce
cineva care trebuie să curățe. Ne-am gândit și la varianta asta, alea se pot pune și după aceea. Problema este de a asigura curățenia lor zilnică. Dacă o să dea Dumnezeu să vină odată și cu programul ăsta de canalizare, vom avea canalizarea în zonă. Este mult mai ușor să montăm două WC-uri acolo în incinta școlii, în curtea școlii, și n-au decât care, pe care să le putem racorda în canalizarea comunii. Dar până atunci nu putem să facem lucrul ăsta. Pentru că noi... Cum? Pe cine avem? Păi da, dar ne dă degeaba. Păi veniți cu propuneri, vedeți cât costă, ne facem un calcul, dacă se merită, cum să nu? Da, dar la două zile trebuie vitajate, trebuie dezinfectate, nu poate să facă nimeni degeaba. Păi vă dați seama, consumăm pe luni de zile, numai dacă pui, se duce, cred că la 2.000, 3.000, 5.000 de lei, nu, toalete ecologice. Toalete ecologice. Am văzut puiul ce scrie. Ai văzut că au venit, din cei care au reclamat, au venit vreo unul să zică microbuzul cu numărul X? Păi dacă faci o reclamație, dacă faci o constatare, ca să putem să o amendă, asumă-ți-o. Dar la noi lumea vorbește, dar n-are curaj nimeni să spună, da, X-ulescu a făcut asta, ca eu să pot să-i dau amendă și a doua oară să nu mai facă. Că nu s-ar certa nici cu Xulescu, doar o spus așa cum a constatat el. Dar nu vrea să știi numele. Am dat exemplu cu cele patru puncte de colectare unii mizerii. Și vai de mine, o sărit în cap că sunt cea mai mizerabilă comună. Nu, domne, trebuie să specificăm. Sunt patru puncte, că în rest avem și oameni pe care merită să-i aplaudăm și să-i lăudăm pentru cum să mențin locurile de depozitare. Dar sunt 4-5, la ora 14 vineri curat, vă dăm pozi și imagini. Și la ora, și sâmbătă la ora 9, o să vedeți că nu se știe că am trecut pe acolo. Asta nu mai depinde numai de primărie, și mai depinde și de locuitor. De dacă l-am văzut, îți fac poză fără să te superești pe domeniul public, nu te filmez în curte la tine. Te-am filmat aici și o public. Păi strângem, da? Parcă primăria ar avea o echipă de salubritate de vreo 20-30 de oameni și aia stau pe undeva și dorm și nu fac treabă. Nu avem, dragi locuitori, nu avem decât, că tot îmi spun de 416. Am 6 oameni, domnule, să vină să-i vadă, o să-i filmez, o să-i pun pe site-ul primăriei să-i vadă cum arată și să-i vadă săptămânal, joia, ca au câte 3 ore pe săptămână să facă, cum adună pieturi și gunoaie de pe drum, de-a lungul drumurilor, tot gunoaie aruncate de cetățeanul din Hemeuș. Ce să, cât să-l pun pe ăla, ăla-i sclav pentru 145 de lei? Nu doresc la nimeni să ajungă în soarta lor, în situația lor. Foarte frumos, înseamnă că sunteți un proprietar responsabil. Și așa ar trebui să fim toți. De fapt, asta ar trebui să fie normalitatea, nici măcar nu ar trebui să-i lăudăm pentru exact. Că... Exact. De aici plecăm. Nu știu dacă ați vizitat Râmnicu Vâlcea, să vedeți un orășel, care când te uiți pe hartă e un orășel micuț. Să vedeți ce curățenie în orașul ăla. N-am văzut un chiștoc de țigară aruncat undeva, sau un pet, sau un pachet de țigări. Nu-ți vine a crede, zici, băi, cum este numai parc în orașul ăsta? Întâmplare, au fost ajunsele trecute pe acolo. Zic, cum adică, mă, aici nu vezi gunoaie, nu? Bă, curățenie, nu-ți vine a crede. Dar mai depinde și de noi. O să-i văd acum pe locuitorii comunii când ori avea pubele în fiecare curte cu selectivul, că nu o să vină firma de salubritate și nu o să ia dacă în pubela respectivă nu are selectiv, eu îl mai las o săptămână. Bine. Că o să li se distribui la fiecare locuitor. Și așa. Păi nu o să mai fie caz, pentru că nouă nu ne va mai rămâne decât sticle și la forme. Nu sunt mulți, sunt câțiva care o fac intenționat, își poate joc de ceilalți. Pentru că ceilalți nu au atitudine. Că dacă l-am vedea, eu am oprit o dată de două ori, știți cât de frumos ar fi scuze, au luat acolo și au plecat pe ea. Bine, vorbim de viitor, da, adevărat, nu trebuie să ceva să... Oamenii mai sunt înțeleg. Într-adevăr, mai sunt și cei din Gârlean, și din Bou, și din unii trec, au uitat, au văzut acolo mizerie, hai să arunc și o mizerie atât aici. Dar dacă fiecare ne-am impune și 5 minute în loc decât să ne chiorăm în telefon, ne-am uitat în jurul casei și la ceea ce fac vecinii noștri, cred că ar fi mult mai educativ și mai sănătos. Domnule, eu i-am spus la un cetățean, nu vă spun numele, l-am văzut pus acolo la cubela la noi, de la Valea de acolo. Și știți ce mi-a făcut? În prima, s-a dus acasă
și-a adus un harbuz de ăsta murat și niște murături și când am scos coșul cu gunoi, mi l-a trătit deasupra gunoiului și l-am văzut-o. Ce să fac? M-a dus, mă cer să mă bat cu ei. E nesimțirii, domnule. Sunt, păi da, eu stau să mă cer să uite lumea la mine. Sunt oameni și om cu carte. Asta e. În toate filmările care le avem, o să rămâneți uimiți. Nu aruncă cei care 8 clase sau 10 clase. Aruncă directori. Așa e. Oameni care... Mie mi-au zis să faci și la timp cu intru cu mine. Care nu te aștepți la așa ceva. La care nu te aștepți. Trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la unitățile de învățământ care au fost controlate și care n-aveau. Aici venim iar cu o problemă din trecut. Am zis că nu ne mai întoarcem în trecut, dar n-avem încotro. Sunt niște clădiri, ultimele clădiri construite după 1990. Până în 1990 s-au acceptat așa, cei de la ISU le-au acceptat așa cum sunt, care la recepționarea lor nu au chemat și nu au înștiințat pe cei de la ISU, pentru că, deși aveau aviz ISU când au luat autorizația de construire, dar la recepție n-au binevoie să-i cheme. Și faptul că n-au venit, dacă îi chemau atunci, obțineau autorizația. Și autorizația cu scenariul de incendiu. Nu, în 2006. În 2006. Da. Vina nu e a noastră, în schimb, acum noi trebuie să fim cei care plătim. Sunt cheltuieli care vin din urmă. Eu zic că a scăpat el. Și eu zic cu avertisment. Am tot dus-o până acum, dar nu se mai poate. Da, și acum este vorba, doamna director, poți să spună despre ce e vorba, că știi mult mai bine. E vorba de grădinița cu program tălungit. Peretele existent acum, pentru că acel perete duce, este legătura către o sală de clasă. Și trebuie peretele să fie anti-ignifug. Așa, da. Așa și la școala, școala cea nouă, cea nouă, relativ nouă, dar de la Ninci. Unde și acolo au venit cei de la DSP. Deci la școala Ion Simionescu, dar școala nouă, că acolo sunt două școli, dar problema se pune la școala nouă, unde a venit DSP-ul, ne-au spus, scoateți dulapurile pe care le avem pentru rechizitele copiilor. Când au venit COVID-ul, acolo au venit cei de la ISU, băgați-le înapoi, că suntem așa într-un fel de du-te vino, da? Să eliberăm căile de acces. Ceilalți ne-au spus să le scoatem pe holuri, pentru că nu... Avem aici procesul de vadă constatare a celor de la ISU, pe care ne-au dat avertisment de data asta. Bun, dar trebuie achiziționată documentația. Păi, deci trebuie făcute documentațiile, nu? Așa au spus că nici salubritatea nu putem să nu o plătim. Servicii, ca și curent, ca și tot, și de la ADIS ne plătind, că au văzut cetățenii că nu trebuie plătit, că s-au publicat, o ieșit la televizor un altul, ne-au trimis că ne blochează conturile. Cum procedăm? Dar nu mai haideți să votăm. Deci cine este pentru achiziționarea serviciului de întocmire a documentațiilor pentru... autorizație de securitate la incendiu, abțineri împotrivă. Deci este vorba de unitățile de învățământ menționate. Da. Mulțumim! Și vă mai așteptăm la noi diverse, și în luna lui august. La diverse, da, nu? La diverse discutăm cam la diverse.